Claro, vamos. Deputați, deputați, vă spun, mă rog, poate să... Nu știu că eu dacă vin din partea asta, trebuie să mă duc în partea și el altă demă. Cum? Să vă putem permite. De acolo vine regimentul. Băi, unde acolo e regimentul? Nu faceți voi să dați prostii. Deși vă bate joc, eu vin de la bunul. Noi de acolo venim de la Pușcă, ne întrebăm la Pușcă. De la Pușcă ne-am îndreptat aici. Băieți în formă. Se dublează multe comenzi și nu e normal. Nici mai mult de pe ordinul lui și mă duc în păduri să protestez. De la Băicanie. Trăiesc emoții pozitive, considerând că o mare parte din ceea ce ne-am propus în ziua proclamării independenței s-a realizat. Retrăim să fie prezidenți, că e șață în Ucraina și să duc șață să fie prezidenți, evident. Delegațiile oficiale, în drângere state rezete, oricum noi planificăm, intenționăm și începem manifestațiile. Spre deosebire de 2018, atunci când poliția scoate oamenii de la Ștefan cel Mare, oamenii care au venit să protesteze pașnic, într-adevăr, astăzi simte schimbarea în țară, simte o atmosferă de sărbătoare. Tu de ce nu trăiești în Moldova independentă? De ce ai plecat? Am fost constrâns în anul 2013, având un salariu puțin plătit, un salariu jos, am fost constrâns să plec pe scotare, să-mi caut un rost în viață și să am pentru a putea să întrețin familia, dar sper foarte mult să revin foarte curând acasă. Țara noastră a rămas sate goale sunt case pustii, lumea a fugit din țară, din ce? Din cauza politicii, din cauza căilor acestea care ne-au condus 30 de ani. Până acum au fost tot sub Moscova, absolut toți președinții, poate că în afară de Timopte. Restul toate slujile Moscovei. Încă parcă încă nu suntem în libertate, fiindcă armata 14. A doua, limba de stat. Noi am luptat pentru ea. Mi-aduc aminte foarte bine această zi. Mă uitam la televizor și vedeam toate evenimentele astea. Era trist, era strașnic, era groaznic. Nu știam ce ne așteaptă. Nu aveam închipuire ce e o țară independentă atunci. De 30 de ani nici nu s-au făcut toți fișori, părinții s-au dus, nepoții s-au dus prin toate țările a lumii. Am pe satele noastre a Moldovii, au rămas schin pădure, au rămas, mă iertați, măcieș cu Ruboul prin satele astea. De aceea mă doare inima ce se întâmplă. Participăm pentru prima dată, am venit să vedem parada. Simțim spiritul sărbătorii. Și 7 august, aniversarea 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cântare de dor cu refren tricolor, iar dacă ne-a dus și de sul a trecut, e independența și soartă și sud.
iar dacă de-atunci timp destul a trecut, independența și soartă și spune. Una-i țara, una-i sfatul țării, spirite a norului și a mântuirii. Am dorit o țară liberă, pe care să o guvernăm singuri. Dar școala independenței a fost și grea și scumpă. Entuziasmul începutului s-a lovit de brutalitatea tranziției. Cel mai important obiectiv pe care îl avem astăzi este să facem în așa fel încât oamenii să aleagă să trăiască în Republica Moldova. Parada militară consacrată 10 independenței Republicii Moldova. Salutăm prezența în Piața Marii Adunări Naționale a altor oaspeți care s-au reținut din cauza intemperiei. Invităm în scenă excelența sa, președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis. Prin Piața Marii Adunări Naționale trece formațiunea veteranilor forțelor armate. În fața dumneavoastră defilează formațiunea Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale. A devenit deja o tradiție ca la parada militară să defileze o formațiune de femei militare. În berete de culoarea cerului, cu pas de defilare, trece formațiunea Batalionului 22 de menținere a păcii. În fața dumneavoastră defilează formațiunea Inspectoratului General de Carabinieri ai Ministerului Afacerilor Interne. Prin fața tribunei trece formația Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În continuare, în atenția dumneavoastră, defilează formațiunea de paradă Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, salutăm prezența și invităm în scenă înalții oaspeți care abia acum au ajuns la noi din cauza intemperiei. Excelența sa, președintele Ucrainei, domnul Volodymyr Zelensky. Excelența sa, prim-ministrul Ucrainei, domnul Denis Șmihal. August, ziua independenței Republicii Moldova. Cu acest prilej, în câteva clipe aici, în Piața Marii Adunări Naționale, spectacolul folcloric, moldovenii când se strâng. Domnule președinte Iohannis, domnule președinte Duda, domnule președinte Zelensky, domnule prim-ministru Șmigal, vă mulțumesc pentru că ne onorați astăzi cu prezența, în ciuda ceții de dimineață, care ne-a cam dat programul peste cap. Ne dorim să dezvoltăm relații strânse de prietenie, bazate pe încredere și respect reciproc, cu țările vecine, cu partenerii noștri și cu celelalte state ale lumii. Tot astăzi sărbătorim 30 de ani de la stabilirea relațiilor noastre diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova. Vom face tot posibilul cu siguranța ca Republica Moldova să poată să se alăture Uniunii Europene cât mai repede. Întotdeauna am declarat acest lucru ca președinte al Republicii Polone, că suntem adepți ai politicii ușilor deschise în Uniunea Europeană. Țările noastre marchează 30 de ani de independență în condiții deloc ușoare, în sensul securității, care ne tot încearcă rezistența noastră. În acest sens, doresc
dumneavoastră și cetățenilor dumneavoastră rezistență și putere.